acum o să științați și convocați conform dispoziției 74 din 23/8/2023, în consultarea condicii de prezență, constată că sunt 13 consilieri prezenți din 13 funcție, fiind întrunit formul prevăzut de articol 139 și 134 alineatul 3 litera din oghie 57, Codul administrativ. Vă rog să-mi permite să dau citire proiectul de hotărâre. La articolul 1 avem aprobarea procesului de la 528-7 din 2020, din local Scorțeni. Fac mențiunea că procesul verbal din 12/7 nu este finalizat. La articolul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale de luna iunie 2023, conform anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. La articolul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil, teren cu numărul cadastral 6220, în domeniul public al Comunei Stăpân, de sub Bacton, în domeniul public al municipiului Bacău. Inițiator la aceste proiecte se urmăm în domeniul public. La articolul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului de achiziții tractor cu acțiune pentru dotarea UATE Comuna Scorțeni din Bacău, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantai a creditelor pentru IMN-ul, care trebuie introdusă în bugetul din emenitul și cheltuielor. La articolul 5 avem întrebări, interpretări, informări primar și consilierilor locali. Domnule președinte, puneți la vot. Aprobarea procesului verbal al ședinței? Nu. Ordinea de zi. Cine este de acord cu ordinea de zi? Da, cine este de acord cu ordinea de zi? De acord. Cine este de acord cu aprobarea procesului verbal? Proiect de hotărâre privind aprobarea de acordării cheltuielor de transport la personal didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni pe luna iulie 2023, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărârii. Și atunci am pregătit hotărâri primar. Cine este? Deci pentru decontarea cheltuielilor. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil, teren cu numărul cadastral 61.220 din domeniul public al Comunei Scorțeni, județul Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău. Dator Anton Gheorghiță. Da? Mai scrie cineva la plân? Se trece în domeniu pentru lucrări sau pentru lucrarea conductalor. Așa e procedura. Că dacă treceam sau pe acolo, e... La stejarul, nu? Da. Ba de alora. Că dacă nu mai treci pe domeniul public, treci doar pe... Nu mai treci pe... Pe privat, numai pe domeniul public. Conducta ca domeniul public. Nu, așa trebuie, așa e procedura. Pentru că eu să uzeze de suprafața, au grijă de conductă, așa trebuie să fie. Definitiv în domeniul public al lucrării. Pe perioada cât e conducta. Doar pe perioada lucrării? Normal. Pe perioada cât e conducta. Cât este conducta? Adică pe după neam să spune. Rămâne alături. Da, aici vreau să dacă treci cu domeniul Bacăului și rămâne în perioada... Da, cât e conductă. Adică se poate interveni în cazul unor avarii lucrări ce o să fie, da. Nu se mai ceară din nou aprobare pentru lucrări de stăpânire. Deci e tu aprobare dacă vrei să treci pe acolo să faci așa? Astfel, da? Noi nu facem. Da. Da. Spunem la vot. Cine este pentru? Da. Păi și în cazul în care ne-am împotrivit toți din Consiliu, ar trece prin altă parte sau ce modalitate? Nu ai cum să împotrivit. N-ai, deci n-ai. Face să testează lucrările. Să le expropiază. Am întrebat doar așa. Să nu târzie procesul ăla de realizare. Poate să recuperează. Atunci, da. Oricum, interes public, nu e... Interes național. Important e că noi nu știm acea zonă, adică eu, în principal, dacă noi am vrea să facem o construcție, o traversare, o ceva pe acel teren, nu o să mai putem face. Zona terenului de fond. Zona este de la Casa de Apă la terenul de fotbal spre Stejar, e o zonă fugitivă. Nu, dar ideea este că noi, ca și primăria, acolo nu o să mai avem acces, decât trebuie să le cerem voi Bacăului, ca să exact cum ar fi terenul lor. Da, practic, da. Practic este a lor deja. Dacă aprobăm, este a lor deja. Da. S-a terminat. Deci în următorul program. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului, achiziție tractor cu accesori pentru colaborarea la TIA Scorțeni, județul Bacău. Solicitarea scrisorii de garanții din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. Inițiator Antonio Rițu Călduie. Și eu, dar... Domnul Zaharescu, domnul Ieța, domnul Balcău. Domnul primar, cât la sută contribuit în bugetul local? Și domniciu. Deci valoarea investiți, vă știți, că s-au aprobat în legislatorii. Dar afirul îi decontează jumate din bani de acum și jumate trebuie să punem noi și după aceea îi decontează final. Deci 100% este... egal. Nu avem nici o bună parte din buget? Nu. Nu. Știu cum era, 10% sau... Nu, dar asta e din gală, ați aprobat valoarea. Cât e valoarea din inventar care este... Aproba valoarea cu ceiași, nu știu. Da, ceiași, nu s-a modificat. Nu, vreau să vedem dacă cumva s-a modificat ceva. Nu, eu așa știu că nu este nimic. Deci 100% că e gal? Da. Ce, să nu-i PRNR? Nu. Nu. Gal prin afir. Am înțeles, da. Exact cum a fost, nu știu dacă vă spune. Cu căminul. Da. Asta vreau să vedem dacă... Ca să ne spuneți ce accesorii are la el? Păi are lanul de zăpezire, sărăriță și remorc. Dar le puteți vedea că e afară. E adus. Domnul Vieța? Domnul Vieța? O atins. Da, asta nu știu, accesorii să vedem ce e. Domnul Balcău? Nu, tot la fel, o atins. Mai puteți solicita și alte accesorii? Mai bine separat. Asta a fost un proiect, nu? Da. Ei ne-am încădat în sumă. Și cine o să-l conducă? Angajatul primării, care au biou, care ce merge. Cine are biou? Și la urmă se deteriorează și s-o strica și îl scoateți la casare. Ar trebui să fie... Dar eu și celălalt a fost bun. Dar a fost bun. Dar dacă intră în proprietatea unui persoane, îți spun tractorist, ai grijă de tractor. Normal că îi dau cuiva pe inventar. Cu inventar. Cu răspundere, la urmă nu mă interesează. Cu secretarul, ea la cunoștință, răspunde de el, de carburanți, de tot ce... Domnul Ondu? M-a atacat, doamna Nuța. Asta aveam și eu. Să zic, avem utilaje. Eram interesat în... cui intru să-l conducă, să-l folosească, să ne deservească pe noi ca și comunitate. Și nu știi cine sunt tractoriști? Nu știu, cred că trebuie să știu, dar trebuie să-și folosească aceste utilaje ca... Acum să avem zăpadă. Avem de toate. Nu ne mai trebuie nimic. Important este ca să avem pe cineva, când am zis, hai, să vină cu utilajul. Da. Sau avem și contract cu Cluj care ne ajută pe timpul foarte bun. Asta este, să ne ajute exact când avem nevoie, nu că le avem în curte și când o fi o înzăpezări, așteptăm 3 zile la fel sau... Nu, da, ia asta. Doamnă Cică? Da, vreau să mă întreb referitor la valoarea care e trecută aici, 239.000. După aia scrie și valoare neeligibilă 3.821, inclus TVA. Ce reprezintă valoarea neeligibilă? Păi cine e eligibil? 3.800. Delay. Ați spus că totul e 100%, de asta m-am întrebat. Nu fi, 3.800 de acum nu pot să spună 100%, că și vreau, dar 3.800 de lei, nu știu. Chestiile astea care e posibil proiectarea, posibil, na, ceva de genul. Dar pe parcurs mai poate ediționa și alt... Se poate, că dar accesorii care sunt compatibili cu așa, de exemplu, braderă, cositoare, tip... Păi da, da, am vrut să luăm cositoare, dar depășeam valoarea foarte mult. Ca să poți în șansă. Depășeam valoarea. De-aia am optat la astea, trebuia să ne căzăm în cadrul în valoare. Dacă mai pui, trebuia să mai pui pe 9.000 de euro. Nu, mă gândeam că era sărăriță. Mai degrabă renunțam la sărăriță. Dar nu aveai, nu te încadrai, era 16.000 de euro. Da, dar eu cred că mai degrabă prin... Da, dar trebuie și ai valoarea foarte. Știu, prin fondul primăriei și... Da, dar dacă nu ai nici bani, nu-i bani. O să luăm, eu zic că o să luăm, da? Banii, practic, au fost virați, cum a zis dumneavoastră, că ați dat o parte din ei, sau... N-am dat niciun ban. Deci am fost la firmă, am semnat contractul de finanțare. Și acum am făcut solicitare de plată, aproape 2 săptămâni, pe partea 50% care poate să-mi dea la început. Și urmează facem demersul când vin colegii din concediu, că este seriu la Bacău, la, aici, la Direcția Agricolă, este seriu. Și să depun documentele acolo ca să nivelez bani în cont, jumate din bani. Și diferența care trebuie... Da, o punem noi și la final nu dă și pe aia. O punem noi. Da. Că ne aduc aminte că ați venit cu o propunere să faceți, nu știu ce, împrumuturi, că nu sunt... Păi o să facem, dar dacă n-am avut cu cine să facem... Acum vă întreb, de unde s-au evit banii sau de unde credeți că o să-i scoateți? Păi eu să facem demersul, ce am vorbit noi la ședința trecută, dar momentan, dacă n-am avut oamenii de pe compartiment și am avut în concediu, eu n-am avut niciun demers. Urmează că direct. Nu, urma ca ședința aceasta să veniți inclusiv cu proiectele, să vedem ce s-a plătit. Dar v-am spus, domnul Cip, că n-am ajuns la diverse. Terminăm acum cu ăsta și vorbim la diverse. Ok. Cinci. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este? Cine este? Da, la diverse, domnul Cipcu, să vă răspund cum ați întrebat. Pe compartimentul care trebuia să vă furnizez documentele în față, îs în concediu. Momentan, luni o să ia. Și n-am avut cu cine să... Da? Biroul încuiat, au doar acces la acte, cine răspunde de ele și n-am avut unul din furnizez. Vreți să repetați un pic biroul încuiat? Asta nu știu, eu nu înțeleg. Dar eu nu am acces în biroul angajaților români. Păi poți să intri la stare civilă, poți să intri la secretar. Ce sunteți dumneavoastră? Sunteți primar? Da, măi, dar eu mă iau documentele și... Hai, unde pleacă cu cheia, cu ei, sau eu nu înțeleg. Tu n-ai înțeles. Eu nu pot să iau documentele din... Și nici nu știam ce documente să iau și nu le are. Păi e logic, trebuie să mi-i furnizez. Păi e normal că e și încuiat. Nu pot să intru. Intru eu în caserii. Sau la unii... Totuși funcționează, adică nu cred că la caserii, nu... Dacă este persoană la schimb, dar dacă cumva s-a întâmplat ceva și caseria e încuiată, eu nu am acces. Nu are nimeni acces acolo, răspunde. Da, alte întrebări dacă aveți. Da, dacă tot ați început cu a mea, mai vreau să continui cu eu. Spune. Referitor, începe școala, în puțin timp. Referitor la terenul de fotbal, de la școală. Încă v-am mai ridicat problema aceasta. Momentan nu s-a rezolvat nicio chestie, nimic. Terenul respectiv, am mai întrebat. Mai e garanție, nu mai e, cum e? Nu mai e, de atâta timp. De atâta timp. E undeva la vreo 5 ani garanția, nu? Sau 10 ani. Nu știu, vă trebuie. Pentru că, practic, dacă ieși din garanții, trebuie să facem, din ce știu eu, nu-i trecut în domeniul școlii, aparține tot de primărie. Poarta respectivă e un pericol. Și celălaltă, care încă nu-i prins... Să știi că s-au sudat, dar dacă... Am trimis și poliția când m-au sunat cetățenii. Asta dă dovadă, pentru că, din ce cauză. Când se face o lucrare, echipa de recepții nu-și face treaba sau nu se uită. Sau ce-ți face echipa de recepții dacă ăștia ori poți? Nu, păi da, dar nu poți să pui la un teren de fotbal țeavă pentru a juca cu mingi de ping-pong. Ca să ne înțelegem, da? Indiferent cine ar fi jucat sau cum ar fi jucat, că până la urmă mai zicem că au fost și copii mai mari sau băieți sau așa. Dar și în clasa 8 sunt băieți care au și destul de putere. Nu poți să pui o țeavă de 3 acolo, groasă. Adică din prima au fost făcut de rău. Avea cum țeava aia. Când cu bucurul ăla acolo, o să vină ISU, o să vină controlare și vedem ce ne răspund. Nu e normal să stai cu țeava aia. Joacă copii, joacă fotbal, joacă, eu știu... Joacă copii, joacă aia mai mari și numai, uite, te duci acum să vezi ce plin de chișoacii luni, o să ducă doamna Vici, a vorbit cu băieții de la... Mă duc joi, mă duc aproape joi. Să ducă să facă curățenie, să fie... Am făcut deja, dar mai... Sticlii, ijale. Chișoacele trebuie să înțești. Am trimis poliția, n-ai ce, am sunat forțe. Sunt, doamnă, sunt. Am trimis poliția și eu și chemat. Ce să mai vorbim? S-au luat măsuri? Așa, am scris șapte, așa trebuie. Poliția au fost, nu? Înțelegeți? Îl chemam. Și s-au luat o măsură, ceva... Eu atenționat. Dar nu-i vorba de el, nu se poate. Eu vă spun ce mi-a zis poliția, că eu am trimis poliția. Și eu chemat și la poliție. Și eu nu m-au dat. O să găsim o soluție, da. Orțele să le facem. O să găsim o soluție. Haideți să găsim o soluție, când începem școala. A, că le studăm noi, că am aparat de studăm. Le studăm, dar la ce tablă are partea respectivă, ce să studiezi, că trece prin ea, ies dincolo. Nu ai ce să studiezi. Și o altă, o să dea drumul la grădiniță, bănează, nu? Nu. Păi, dar nu s-au făcut plățile, cum să faci recepție? Eu trebuie să fac recepția finală, de la toate instituții. Că dacă nu mi-o vrea bani în cont, cu ce cum să faci? Lucrarea e terminată? Lucrarea e terminată în interior. Tot și mobilul și exterior. Și în exterior. Ce mai avem, o să fie centrul ăsta, să alocăm niște bani, o să avem să facem centru. La Comisia de Recepții trebuie să fie... Dar dumneavoastră ați aprobat acum, nu știu câți ani, grădiniță cu parter plus etaj. Dacă uitați, ba da, în hârtiile astea, așa scrie, vechi. Ba da, care au fost înainte și conțineri. Domnul Zambiescu, domnul Cipcu, domnul Palcău, știu. Ba da. Nu mai știu exact dacă e modul respectiv, dar știu că era ceva pentru extindere aici, mi se pare că cu... Tura militară, stau soară. Era ceva pe etaj, cu subsol, de misol, ceva. Da, 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 e sigur. Dar e central. Sigur. Nu este. E cu tot și o aducă la următoarea ședință. Și trebuia acum să fie. Mă scuz, mi-am adus aminte. Dacă spuneți că practic lucrarea e finalizată 100%, atunci la fel Comisia de Recepție trebuie să-și facă treaba. Bucățile alea de... Da, la Comisia de Recepție care o să vină, e formată, ascultați-mă, o să fie formată de la Consiliul Județean, de la ISC, de la organele superioare care verifică construcții. Nu din interior. Bucățile de tabluri care sunt puse pentru parat răsnet sunt lăsate așa, partea de jos. Adică aia nu e o lucrare finalizată, din punctul meu de vedere. A, legăturile electrice la parat răsnet. Nu legăturile electrice, la bandul respectiv care vine până jos. Deci partea de jos. Aia nu e o problemă, nu și-o primit omul banii. Eu doar banii, ca idei. Și este de luat în calcul grădinița. Ele amplasate exact în mijloc, aproximativ. Deci știu eu, în anii precedenți, pentru a se duce lemne la grădiniță, s-a apelat la domnul Ion Dăstinescu, pentru a duce lemnele din curtea lui. Noi, în momentul de față, avem grădinița nouă, dar nu avem un plan, nicio chestie de a duce lemne în spate. O să apelăm în continuare la domnul Ion? Nu, o să apelăm, că aveți destul spațiu, domnule, să circulat în partea dreaptă. Cum urcați cu mașina? Cum urcați cu mașina? Duci cu roaba. Dar pe unii vezi, le-au jucat cu elicopterul, dacă ai spațiu, dacă aveți aici spora față. În drum le răsturnăm? Da, Simanic, găsesc soluții. Cum i-am ajutat până acum și la școală și tot. Să ne descurcăm. Asta ar fi ultima chestie. Dar ce vrei, mă micșorez acum, ta din... Nu, atât proiectul cât și amplasamentul este prost făcut. Pentru că copilul din drum, Doamne ferește, direct în stradă iese. Doamne ferește, deci... Când s-a făcut proiectul, noi acum, când s-a făcut proiectul, s-au respectat niște reguli și cu deleu și cu distanță. Nu s-au respectat nici la... Trebuia un pic mai sus. De unde vine lumina în sala de clasă și pentru câte locuri trebuia o sală de clasă să fie făcută? Pentru păi, câte locuri? Păi, proiect, doamnă, că s-o stabil cu asta... Păi, dar dumneavoastră ați întrebat cu cineva atunci? Dar cum, doamnă? Pentru 14 copii e sala de grupă? Nu, pentru 20 trebuia. Și la clasele cele din spate... Dar spate nu se doamnă. Poate să fie 20, dar dacă eu am 20 de copii în clasă undeva? Aici e problema. Păi, dar n-ați întrebat pe nimeni niciodată modul de amplasare a unei clădiri, cum e proiectul, ce trebuie... Dar proiectul nu a făcut după capul lor. Păi da, dar ce ne-a făcut proiectul? O păcate în acoperiș... Cu avizii de pestitori, de pestitori, este omul schei. Tonii de ciment în tavan. Pentru ce le-o băgat acele, am fost acolo și am văzut. Toni, mai făceai încă o școală cu câte toni o băgat acolo. Dacă ăsta e proiectul... Păi, dar dumneavoastră ați avut ocazia să spuneți, nu sunt de acord. Dar nu poți să faci ce vrei, doar nu poți să faci ce vrei. Nu pot să fac, dar fac o clădire de dragul de a o face. Da, că ați fost la un trupă duce. Nu, 40 de ani am așteptat pe o clădire nouă și nu s-a făcut. Acum văd că se mai așteaptă 4 ani ca să pot intra și noi. Aș spune să luați în calcul referitor la intrare pentru lemn, să luați în calcul lor din partea stângă din dreapta, ca urma să faci ca o pantă. Partea stângă, oricum este de pantă, ca să inți și păricior, că este și pentru persoană doar în proiect. Nu, nu, nici acolo. Mașină mare nu. Dar nu-i mai cum să... Dar cum, trebuie să... Vă rog și eu frumos să puneți tractorul la treabă, să luăm moluzul ăla de la monument. Da, să-i dau numele de acolo și să-l scot. Ne încurc acolo și ne-i va... Să iau asigurare, deci... Da? Vă rog frumos... Moluzul de la școală? De la monument, le-am pus noi... Nu poate fi pus nicăieri și previn cu rugămintea de a aduce niște piatră pentru a pune în continuare în glourile care se formează din ce în ce mai mari. Da. Asta e o problemă. A doua problemă, iluminatul iarăși nu funcționează. Aseară nu funcționa. Aseară la ora 5 erau becuda. Erau grigolini. Toată ziua. Toată ziua au mers. Toată ziua au mers. Eu vă spun că aseară, când s-a întunecat, nu funcționa. Probabil de la furtuna asta au fost că au mers. Nu funcționa aseară. Ideea este să trimiteți pe cineva. Azi dimineață m-a sunat domn Danil la 5 abdeau. M-a sunat el la 5 azi dimineață și la 6 pe liceal. Bănuiesc, nu știu ce să spun eu, poate celor la fotoelectrică care activează... E posibil la ceața care a fost sau așa ca să se aprindă și ziua ieri. Bănuiesc că nu au venit ploaie, mă. Nici o culița mea nu am. Este o problemă pentru că s-a întrerupt. A venit, iarăși s-a întrerupt de tot, n-a mai revenit. Ideea este să trimiți cineva să verifice sau, mă rog. Nu trebuie să vă spun. Nu știu, dacă Grigoren, da, poate să ducă să verifice, să nu ducă fără iluminat, asta e ideea. Da? Eu spun, domn primar, să interveniți pe drumul de la cimitir, care duce și ăla prin spate. Că nu-i făcut șans de loc, ieri după o singură ploaie care a fost momentară, ieri, deci acolo, deci vreau să zic, era impracticabil, mai că... Unde e? Jos sau sus? Trecerea peste pădure. Drumul până sus. Până sus asta, deci e simplu acolo. Bunul excavator făcut șanț pe partea stângă cu munci la deal, care e asta ca să treacă apa, că propriu zis. Acolo dacă vă duceți, sunt șanțuri acolo. La Oșilei. Păi toată apa, deci acolo nu s-a intervenit deloc. Și acolo e foarte simplu, deci trimiteți decât buldo excavator ca să facă și un șanț pe partea... Dar și drumul, tot drumul trebuie făcut cât ține de noi. La drumul trebuie intrat și la mâncat peste tot, au bucat apa. Ieri am fost acolo când m-a plouat, deci vreau să zic că drumul ăla n-are pic de șanț. Deci toată apa curgea pe mijlocul drumului. Și restul credeți că... Are șansă dacă el e săpată jos și are borduri, ce ne ajută că avem șansă? Păi îi ajută că el e în pantă, se duce apa pe șansă, se duce, nu merge pe nici bordurile pe margini sunt atâta de 10 cm, tot atâta. Da, da, trebuie intervenit. Dacă duce cu boldul, vă intervine. Toate drumurile sunt... Ăla trebuie chiar neapărat trebuie făcut, că uite, mai sunt evenimente de astea neplăcute și... Nu-i vorba de asta, dar nu de bine râde lumea, de... Domnul primar, o problemă a unui cetățean, semnalizată de dânsul chiar ieri. Nu se poate interveni la domnul Gelu, că reușul cu nimic acolo, nu puteți face o adresă, nu știu... Dar cât am făcut? Să puteți ajuta persoana respectivă, nu știu... Pământul din spate, din... Puteți financiare a dânsului, am înțeles... Pământul lui! Și el odată în avem Lăuila și eu am făcut adresul Lăuila din nu știu câți ani și în fiecare an. Și omul dacă e afectat, este pe bancă, ce se ducă? Unii se duc, dar unii duc și la acolo când am alocat niște sume de bani pentru galerul. Da. Adică mă gândesc că se poate și acolo interveni într-un fel. Adică cred că ce și s-o remedia problema la galeră acolo, nu știu exact. Nu s-o remedia. Păi nu știu, cred că s-o remedia ceva, de iasă acum numai la care ușa acolo. El a făcut șanț betonat și curgeapa tot în drum. Da, acum am văzut că schimba cursul, nu știu, de sus de acolo, cred că s-o fi mișcat, nu știu, terenul, nu știu, s-o schimbat un pic de presiunea, nu știu cum să zic, dar totuși ar trebui, dacă decât oamenii n-au venit să solicite bani, dar măcar cât de cât s-a ajutat și într-un fel, nu știu, printr-o comisie formată la fața locului, mers acolo, văzut, în inspectorat, de urgență, cine aveți și rezolvat problema. Este o problemă, într-adevăr, personală a lor, pe terenul lor, dar totuși oamenii ar trebui ajutați într-un fel. De asta există instituția primăriei, de asta există utilaje la primărie, de asta există, nu? Adică tot la oameni o să ajungem când o să fie nevoie de... Ai intervenit și tu cu bolul acolo și tot. Da, dar nu, eu am intervenit, exact cum mi-au spus deci, vreau un șanț aici. Și am făcut un șanț și am tot. Dar mă gândesc că dumneavoastră, eu știu, pentru o persoană care este specializată în domeniu, se poate să vină să facă un studiu la fața locului, poate se poate interveni într-un fel, nu? Părerea mea, nu știu acum. Da, omul mare o leacă și tot îi sapă sub fundații, îi muce gai în casă. Adică nu are putere omul financiară. Cei de la ANIF au atribuțiile astea. Nu are omul putere financiară să ducă să schimbi cursul unui aluviun, unui torent care vine dintr-o zonă... Da, dar cine? Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Care are sediul lângă cimitirul Sărata. O știu aia. Eu personal spune, nu puteam să intervin, eu personal spune, hai să mergem că am să facem. Asta este, ține tot de instituția primăriei. De specialist, aici de corecții, de torenți, de... Este chestii, nu e o chestie gravă, tare acolo, da? Și la galerul am făcut adresul la NIP, au venit, s-au uitat, nu știu. Totuși am văzut că nu mai vine apa la dânșe și... Vreau să vă întrebăm un pic, apropo de... apa, stadiul proiectului de apă. Eu aștept să se vezi contractul la stadiu când treau. Asta ce-o depinzi de mine a făcut. Aștept la minister. Noi chem, semnez și ne apucăm treabă. Atât. Da. Asta aștept. Și nu pot să-ți dau o dată exactă, că nu pot să dau eu din ministru semnez real sau... Nu, a făcut să-ți niște promisiuni, am înțeles, pe iuni, iulie sau ceva, septembrie... Aștept, nu promisiuni, m-ați întrebat. Trebuia să vă zic ceva. Aștept și eu. Dacă nu este finanțare... Nu, eu îți vorbesc serios. Deci am trecut din Comisia CNI-ului, CT-ul și trebuie să ne ori din ministru. Și după aia trebuie să facem noi ședințe din Consiliul Local de predare de aplasament. E simplu. Dar cât semnează... Dar rupici nu s-au leacă acolo. Am rupt pe ușile destul. Păi, nu știu, zic și eu, da. Dar de câte ori am fost, doamnă? Cunosc București mai mică Bacău. Păi, cred că nu mai... Dacă mergi să vii... Bun, eu aștept și atât, mai mult pot să vezi. Da, domnul, dar nu se mai poate aștepta. Că vezi, totuși, prefectul Bacău, domnul Ivancea, mai apelat și dumneavoastră, mai încercat și mai... Să nu crezi că am apelat. Dați niște răspunsuri pertinente, niște răspunsuri... V-am spus, aștept. Că nu pot să-ți dau, iar nu pot să spun o dată și după aia mă întreb... Toate fântânile care au fost făcute de nepotul lui Duța Lușova, toate au secat. Omul ăla, într-adevăr, nu știm prin ce pârghii au acționat el și ce fonduri și de unde au avut bani, și de-a Dumnezeu sănătate. Dar nu mai face față nici pânza freatică și totuși... Ne gândim cu conducta asta de apă, Valea Uzului, care trece sub comuna noastră și noi... De acolo nici Bărășel. Noi, din câte... Mai sunt niște sesizări cetățenilor care spun că sunt o parte din cetățeni care se mai duc la cei care sunt recordați, care au apă. Care au rudi, neamuri, cumnați, frați, părinți, se duc și ei și mai au apă din rețeaua care au ceilalți. Și am înțeles că se numește furt ăla. Dacă eu, de exemplu, mă duc la cineva și iau apă și duc la altcineva, eu mă duc să furt. Așa se numește la furt. De exemplu, dacă eu mă duc și iau apă și omul respectiv are apometru, îi trece prin apometru. Nu degrabă încheie subiectul. De ce? Îți spun ce-o zis lumea. Dacă tot mă întreb, n-am vrut să zic. Că te duci și ei și vin cu 1,5 milioane cuburi de apă. Vrei? De ce nu taci? Nu, dar de ce să taci? Păi dar eu mă duc și nu vând apă. Așa o zic, eu mă duc și plătesc apa la respectivul care o iau. și mă duc și îmi scot costurile de transport, vasele care le duc, motopomba care le pornesc, bag în fântână la respectivul la XX sau în cubul Lucian. Ăla se numește furt, aici am vrut să vă întreb, de asta vă întreb, ca să o spuneți dumneavoastră. Deci o să fie în felul următor, dragilor, să dea Dumnezeu să plouă și să avem apă, dar și la mica înțelegerea omului, când avem probleme de genul că este rețeaua asta care există. Astea sunt niște oameni de dumneavoastră care îi spun lucrurile astea. Vă spun, vreți să vă dau și numele ce mi spun? Da, poți să spui. Cred că... Vi-i las așa să vi disurcați. N-are rost. N-are rost. Păi, dar nu, eu am... Păi, personale și... Da, nu știu, dar... Eu am zis... De asta am zis că nu... Dumneavoastră, dacă vreți la bița și luați un litru de ulei și-l dați, luați cu 3 și-l dați cu 6, furați apă, faceți speculă, vindeți un ulei care l-ați... Eu nu am zis că faci speculă. Eu n-am zis nimic. E autorizat de speculă. Păi, vezi? Eu n-am zis nimic. Dar te duci și ajuți un dătățean și duci și oamenii încep să scoată anumite chestii. Sau eu nu am știut, uite așa cum ai zis tu acum, uite așa mi s-o zici și mie. Astea sunt niște speculații care pot să spun și eu despre dumneavoastră anumite chestii, că ați dat voi la nu știu care să monteze niște rubinetii și dumneavoastră îi faceți facilități, că... Nu? Da, da. Nu mai bine tăceați. Nu mai bine tăceați? Ai luat atunci de acolo. Eu? Nu eu. Nu, persoane care dumneavoastră le-ați dat voi. Mai bine tăceați. Dar vreau să vă dau niște... N-are sens discuția asta în Consiliul Local. Dar dacă te-a sumotat ca n-ar ceva. Dar discutați în privat și rezolvați-vă probleme. Dar până la urmă, dacă o dus la cineva o tonă de apă, eu dacă sunt pe deal și nu am apă, să și mă dau prostii și ceva. Dar este problema noastră în Consiliul Local. N-am voie să vă duc, doamne, că eu vând apă. L-am îndecat, eu n-am zis nimic. N-am zis nimic. Mai este cineva? Mai avem ceva? Când interveziți, cum spunea și domnul Bețan. Vine Vasiliu Lund și nu am om. Nu am om de tractor azi. De la Viorea Creangă, până la mine, șanțul și-a răzut tot amul sunt grup. O fost să te facă un bun, acum da. Doamna, intervenim să vină Vasiliu Lund și intervenim. Domnul Ordu, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Bă, că s-a terminat. Dar eu vreau să mă retrag. Unde să... Da, deci prima problemă care aș vrea să o discut. Noi am aprobat odată lucrările care le are per an doamna viceprimar cu ajutorul social. În această perioadă, nu știu exact ce lucrări, de 3 luni de zile, în afară de, după ce am vorbit, a ieșit ajutorul social, am văzut că s-a adunat toate astea. 3 luni de zile eu nu i-am văzut să-și facă... Ba da, când au fost, spre exemplu, cu o cosipi tot de la voi, când au fost cu focul de tabără și cu... Au făcut izlazul, au făcut șanțul... N-ai cu cine să faci, la sârc sunt 2 oameni, atât. Iulian și cu domnul Jitaru, cumnatul. Restul nu ai ce să faci cu ei. Nu pot merge, nu pot să duci, nu pot să strângă gunoiul, îți mai dica vădă. În această situație, dacă nu avem cu cine face cu ajutorul social, mai discutați-mă o dată. Angajăm o firmă de... Angajați în el, dar nu sunt bani, tată. Nu știi că câți bani ai... Și pentru ce să angajezi, ce să facă? Tocmai de asta trebuie la bugetul, când formăm bugetul local, să punem bani, pentru că nu avem ajutor social cu cine face treabă, dar comuna trebuie să arate frumos. Eu merg în toate comunele astea învecinate și îi frumos, mă. Acolo au ajutor social, fac treabă, nu fac, n-au ajutor. Au firme care... Eu văd că începând... Pe Berești azi dau și polițiștii locali dau la motocoasă și fac șanțuri. Dar șanțurile de la Tescan, Boșoteni, care sunt în afara asta, polițiștii locali i-am văzut cu motocoasă. Pioane să facă în fața oamenilor... Au mai mulți, au 5 polițai. Îmi pare rău, îmi pare rău. Dar oamenii să-și facă în fața șanțurile și să-și facă sigur. Pot să facă cei de la jumătate aceea. Fața, forța de față. Hai să fim serioși, cum să facă ceilalți persoane. Celelalte comune, aceste persoane nu fac în fața proprietăților. Este distanța dintre Boșoteni și... Dacă nu-i proprietatea lui, să mă lăsă pe mine să-i pui eu ca tot vizoana lui, dacă ori a lui, ori a lui. Ideea este, numai cine face față, țineți minte, la un buget local alocați bani pentru o firmă care prestări servicii cu care putem face față. Dar asta ce înseamnă? Haideți că dacă nu avem cu cine, nu mai facem. Spune ce trebuie făcut la București. Dacă dumneavoastră intrați din partea Boșoteni, dacă intrați din partea Tescan, dacă intrați de la Sân, dacă n-am văzut nimic de la Tescan diferit față de noi. Am intrat la târg, mă duc, toți șanțurile au iarbă, cine e? Toate au iarbă, dar sunt posibil și să păsească oamenii. Sunt două motocase vai de capul lor și alea. Deci până la urmă am înțeles. Rămâne așa ca și curățenie. Nu rămâne că totul este grav. Oamenii de la dumneavoastră am avut o întrunire cu cineva și mi-a zis să vă pun o întrebare aici consilierului. Sunteți mulțumiți de prestația Consiliului Local și de prestația viceprimarului? Da, pune. Tot Consiliul Local. În ce sens? În sensul în care se fac lucrări. Nu. În sensul cum arată comunitatea. În sensul cum arată comunitatea. Normal că nu suntem mulțumiți. Răspunsul e un singur. Dar nici nu ați să vină consilierii să facă șanțuri. Niciodată n-am zis asta. Niciodată n-am zis asta. Avem utilaje pe care nu le punem la treabă. Asta e ideea, da? Care sunt alea? Care sunt alea? Avem bul de excavator? De câte ori v-a rugat? Și de când nu lucrează bul de excavator? Este o lună de zile de când nu se lucrează pe el. De ce? Întrebați de ce? Păi haideți să scotem omulețul ăla care nu vine la treabă, da? Și să aducem unul care vrea să facă treabă. Eu ce-am spus, avem un tractorist, un buldozerist, să facă șanțurile pe care acum nu au provat. Dar vine, dar peste tot e problema asta. La buget alocați pentru fiecare utilaj, tot ce trebuie, tot ce are necesar, că pentru asta le-am adus. Cine se lucrează pe ele? Ia să vedem, cine lucrează pe ele? Trebuie să ne spuneți că sunteți mai aproape de ei, sunteți aici în fiecare zi. Cine să lucreze pe ele, v-am întrebat. Este o lună de zile de când nu lucrează nimeni pe ele. Când a fost făcută angajarea de șofer, eu țin minte perfect că a fost criteriu pentru buldozerul de excavator. Dau un concediu. În concediu de o săptămână, două, înainte, lucrează luși. Când nu-i luși, nu lucrează nimeni. Cu asta am încheiat subiectul. Nu vine. O venit de o lună de zile, nu a venit deloc, a avut probleme cu tata. Da, da. A avut probleme cu tata. Asta e altceva. Cu probleme de sănătate. Dar, în general, omul nu știu că vine. Dar nu, din cauza asta are probleme, eu nu discut probleme personale. A avut probleme de o lună de zile, nu a venit nimeni. Dar, haideți să terminăm cu curățenia. M-am lămurit aici. Cetățenii au auzit răspunsul. Vreau, față de proiectul lui domnul Bacău, care a început cu staționarea utilajelor. Am înțeles că a început demersurile, s-a trimis spre avizare, spre poliția... Domnul secretar. Spre poliția Moinești sau Bacău? Rutieră. Domnul, așa cum am discutat cu domnul Bacău, am venit, am discutat, apare o problemă. Și cred că colegii mei din primărie care am mai discutat, se dorește ca să modificăm acest proiect și cred că va trebui să înaintăm cu acceptul dumneavoastră. Aici proiectul hotărâre inițiat de domnul Bacău referă doar la interzicerea staționării autovehiculelor destinate transportului de mare tonaj cu masa maximă autorizată de mai mare de 7,7 tone. Numai pe strada Sârbi, din satul Florești, comuna Scorțeni. Ei, acum mulți colegi din primărie care stau în Scorțeni și zic, dom'le, de ce nu se face o extindere a tuturor drumurilor comunale din comună? Vreau să vă răspund, doar că inițiatorul acestui proiect ar vrea să vă răspund. Nu le putem lua la total, deoarece nu au fost întrebați oamenii care stau pe acele străzi. Noi nu putem să intervenim, poate bruiem ceva din activitatea economică sau din altă activitate acolo. Aici s-au făcut o listă, s-au strâns 50-60 de semnături, au fost întrebați oamenii dacă sunt de acord. Deci oamenii care beneficiază de acea zonă. Așa noi ca și Consiliu nu putem să blocăm accesul pe strada XY neștiind condițiile de acolo, da? Deci bruiem o activitate care nu ar trebui. Sau probabil ar trebui făcută cu anumite prevederi cu excepția riveranilor din acea zonă. Dar nu putem noi să ne extindem pe toată comuna fără a ști particularitățile din acea localitate. Eu nu știu că aveți tabelul semnat, când la mine nu avem tabelul semnat de cetățeni. Asta mă frapează, știți? Eu am înțeles, dar nu putem. Deci dacă consilierii de Bizuc, eu nu pot să știu activitatea din Grigoren. Nici dâns și nu știu activitatea din Corești. Spunea, ăla Grigoren pe o stradă, nu știu ce, mașini sunt parcate, tiruri și nu știu ce. Dar de-al spre... E așa, o ieși și aici, că în fața CAB-ului, parcarea asta de la parc, sunt parcate tirurile alea care nu le convin la ăștia. Eu zic să le luăm treptat, doar pe porțiuni, pe străzi. Dacă de la autoritatea rutieră de la Bacău, o să fie avizul pentru un drumuleț, pentru cum a spus dumneavoastră. Păi acolo e cea mai mare problemă. Îi se plată mult. Să dea avizul negativ atunci. Să dea avizul negativ atunci. Să așteptăm, că nu știu că durează. Dar de asta zic să nu așteptăm. Dacă se întâmplă un accident în drumul ăla, care practic a rămas atât de 2 metri din mijlocul, numai așa, susținere la de asta. Iar de ai făcut pentru treaba asta, dar eu m-am pus în discuție dumneavoastră și nu pentru cetățenii lumii. Bătaia de joc ca lor. Nu vedeți că nu fac nimic, pleacă în primăvară, în aprilie, pleacă și rămâne tot așa până în toamnă. În toamnă punem pe balastul și hai, dă-i înainte. Domnul secretar, hai să nu deviem, ca să legăm exact. Aduceți control de la mediu. Deci cum a zis adițul Bacău, deci el îl doare sârdul care este parcările de tonaj, care încurcă circulația, încurcă și sarea și multe chestii acolo. Uite-te, de exemplu, ulițele de bypass, cum e ulița mea, feresc drumul și camerele de la capul dealului, iar la noi acolo eu mă înnec în praf. Deci mașini și cu viteză. Deci temperarea, deci când facem un aviz spre poliție, și poate sunt și ascultători pe alte uliți de astea care se circulă des și asta. Deci temperarea circulației prin semne, acces interzis cu excepția riveranilor. Copiii iese din gard, n-are niciun metru, direct stradă. Domnul Andu, haideți ca să înțeles că am mai discutat problema asta săptămâna trecută și asta. Faceți dumneavoastră o notă, domnul Bacău a luat inițiativa, dar eu nu știam de adresa cetățenilor. E ok. Și ne legăm de acel proiect, cu staționare, cu limitare de viteză, cu acces interzis, fiecare care, cu excepția riveran, sau cu excepția celor din comună. Deci nu neapărat riveran că stau la urmă. Dar dacă îți faci o restricție de viteză, să pune semnul de 30 km/h, asta nu e mult, e mult. Noi 20 metri. Nu știi că se merge cu 50 așa. Și mai tare. Da, și mai tare. Adică eu stau... Se merge cu apa. Stau la mine acolo și când trec mașini, trec... Că vă înțeleg, eu zic să faci o adresă către noi, o să o studiez, o să mai fac o adresă. Vreau să intervin un pic. Nu mai așteptați o altă adresă să intervenim, să așteptăm. Dați-i drumul ăsta... Dar e plecată, domnule. E plecată la... Mai revenim cu alta. Revenim cu alta, bine zic. Dar asta lăsați-o să se ducă... Dar dacă e plecată, înregistrată la poliție, și pot să fac. Vine, iar, vine, iar, uite la aș vrea, cu mai o lucru. Este făcută, domnul primar a discutat cu cei la district. Degeaba. De ce o zis? La district. Respectă legea. Dar, apropo, am o întrebare, că toate comunile din jurul nostru văd că s-au asfaltat, s-au negrit. Stadiul proiectul nostru pe fonduri europene de asfaltare, care este? V-am mai explicat. Deci, e un proiect de asfaltare. Se fac niște reavizări, că au expirat niște avizii. Dar oricum nu se poate asfalta până nu băgăm apa. Ca să veți este. Nu ai voie 5 ani de zile, dacă să pui asfalt 5 ani de zile, nu poți bagi apă. Și apa e prioritară și în urma apei o să vină și ăla. Da, întrebăm că mai întrebat și cetățenii. Deci tot prin Compania Națională de Investiții, am fost la doamna director, am fost la CNI și o chemat funcționarii de acolo, figurăm în calculatorul lor și mi-a zis următorul, după ce va băga segmentul de apă. Mai am o problemă, domnul primar, domnilor consilieri. Asta e o remarcă care am constatat-o în vizitele mele pe dealuri. Am dat un izvor de apă, care îl știam de mult de copil. M-am întâlnit într-un cerc de prieteni, mulți din partea Strugarului, Năsuiești, am discutat, băi, ar fi bine să facem, să aducem. Uite, ea este foarte, un debit foarte mare dintr-un izvor. În 2 zile m-a sunat, apa curge în drum. Deci 2 zile. Intervenția primăriei Strugari, intervenția viceprimarului Pauluș, în 2 zile apa a ajuns la fântâna lui Avram, curge cu 7 atmosfere. E în marginea drumului adusă. Asta e o remarcă care... Legea, nu? La, nu, chiar la Avram. La Avram. Deci e o remarcă care... Deci 2 zile a durat de la discuția mea cu... Era un consilier de a lui Vlad Rotariu, atât a durat. Au găsit PI, au găsit buldo, au găsit oameni la muncă și vreo 400 de metri până în drumul principal. Apa curge cu 7 atmosfere, domn primar. Bravo. Și asta spune tot. Mulțumesc. Doamna consilier, președintele ședinței, deci am avut 2 luni domnul coleg al dumneavoastră. După cum știți, este început de școală. Așa o referință, dacă n-ai, du-te acolo cu edigeam. Haideți ca să vă spun. Deci, și propun, dacă el în 9 septembrie nu mai poate, că începe școala, așa are serviciul de așa natură, propun ca următorul, în funcție de cum s-a stabilit, așa, președinte de ședință, să fie domnul Cifru. Și apoi când va veni rândul... Să l-am mânați o lună. O lună, două, când îl găsesc. Poate normal trebuie să-l amânt, nu poți să... Ei, și atunci o să vedem, o să vedem. Deci, ca să luați la cunoștință faptul că următorul președinte de ședință, pentru ședința din urmă. Secretar, aici ar vrea să vă vedeți ceva. Următoarea perioadă din motive medicale nu o să pot prezida ședințele, ar cere și eu o amânare. Imediat cum voi putea, o să... Dacă este eu sau dacă este altcineva care vrea să... Să ne uităm pe listă, dragii mei. Rotariu. Da, și aș mai vrea și eu ceva să le spun la cetățeni. Cei care vor pubele să mai facă cereri ca să am măcar câteva. Poate să mai dă niște pubele. Poate sperăm. Cei care au sau cei care nu au? Nu, cei care nu au. Cei care au sunt înregistrați cu CNP-ul. Cei care am înțeles că sunt prin Grigoreni foarte mulți care nu au. Îi rog să vină să facă cere cu copia de buletin și doresc cu ele. Și fiiți și juridici. Și juridici sau doar de familie? Doamna Alice, sunt foarte mulți bătrâni. Sunt foarte multe persoane bătrâni. Nu o să vină. Mai degrabă trimiteți pe cineva să meargă din poartă în poartă. Și așa sunt persoane care nu prestează foarte multă activitate. Deci să vadă unde sunt persoane care nu au tomberoane. Și care au, eu de exemplu, nu am. Nu am, tomberoane nu am. Aveți o cerere timp sau doar trebuie să ține cont? Copia de buletin și vreau, doresc cu veră. Pentru că eu am foarte puțini și de când am venit vor 60. Să vedem dacă se poate. Trebuie anunțați oameni care nu vor, care nu știu. Au mai venit din Florești foarte mulți care au case. Trebuie spus la oameni ca să știe. Da, păi, nu știu, și cu depozit cu 10 cereri și așa... La secretar, la ședințele... Și problema cu... Cu... ăsta, selectivul. A fost gestionat foarte prost. Le s-au dat la populație câte un sac, dar nu le-au spus. Pe site-ul primăriei trecut, că vine, de exemplu, pe 15 septembrie, iar. Dar nu tot bătrânul are site-ul primăriei, are... Trebuiau niște... afișă pusă, în simplu, acolo pus pe gaz, să știi. Sunt persoane care nu au știut pentru ce să-l folosească acela. O să sunt gata, de acum vine gunoi odată pe lună, hai să vezi, că iar au chiar pe internet pus. Să vezi de acum gunoi pe drum, pe nu știu ce. Și tomberoanele astea care sunt, am mai spus și data trecută. Astea, containerile mari. Nu știu, ar trebui, cred, gâluate. Dacă dăm tomberon la toată lumea, deci se duc și pun menajerul, 2-3 zile, îl duci acolo și se împuțește și nu mai poți trece pe drum. Asta este una creșterea fiecăruia și activitatea a fost hotărâtă în Consiliul Local, niște sancțiuni și poți să afiși la tomberon. Este în tomberonul de plastic, gunoi menajer. Păi cum să nu fie în tombeloane de plasă cu noi menajeri, dacă tombeloanele normale s-au umplut. Și oamenii vin și pun și unde să-l pună. Dar nici saci nu au... Noi trebuie să facilităm... O săptămână țineți-l în tomberou, nu dau acasă. Cât nu mai poți să adun într-o săptămână, trebuie să-l duci musai la... Tombeloanele ori le luăm, ori le suplimentăm. Nu le putem. Pentru că ele niciodată nu se va face selectiv. Pentru că tomberoanele se desfac foarte ușor, au o cheiță acolo. S-au ridicat și omul își pune... Și activitatea cu saci a fost salon presului. Ei au zis, ei au dat chițuicii, ei au fost. Să anunță, să pună, să știe tot omul, că a fost pe nu știu cât august a venit, acum pe 15 septembrie vine iară. Adică, doi știți, are loc de sacile aia menajeri care le s-au dat. Păi ei aveți ca și eu. Aveți tabelul când vine, nu? Aveți tabelul. Pe 8 septembrie. O dată pe lună, da. Păi da, dar să știi omul când eu... Asta e așa să bifeze activitatea că o fac, dar eficiența este zero. Zero total. Domnul Zambrețcu, vreau să mă... Da, vreau să vă întreb un pic, că am avut în ședințele trecute, la 6-a, la 7-a, am avut câteva proiecte de hotărâri care au avut amendamente. Vi s-au întors proiectele de hotărâri de la instituția prefectului? Vreau să vedem și noi după... Păi nu, le-am făcut modificări. Cu amendamentele care sunt făcute. Au fost trecute. S-au întors, au venit, adică... Nu, deci nu e nicio problemă. Deci s-au dus modificări. Dacă dumneavoastră s-au dus amendamente la hotărâri, la proiecte... Vreau să văd după hotărârile urma... Cine a fost președinte? Nu mai știu cine a fost. Nu, eu vă întreb, trebuie făcută cerere, solicitare ca să văd... S-au transmis, s-au făcut modificările și s-au transmis către verificare în instituția prefectului. Eu am notat exact când au fost ședințele, când au fost așa și vreau să văd dacă am vrea să vă întreb persoana, adică dacă ele s-au întors. Sunt făcute conform modificărilor făcute în proiect. Da. Dar ele s-au întors, nu? De la ANFP. S-au avizat aici. Numai în momentul în care sunt probleme de legislație, s-au încărcat ceva le trimite înapoi. Am înțeles. Ele sunt intrate, deci ele sunt... Vreau să văd eu personal, pentru că... O să treceți pe la mine și o să vedeți. Da? Atât am înțeles. Gata, nu se mai e nimic. Declară închisă, nu? Declară închisă.